reamintiți că data trecută la Cina Domnului am am studiat pe îndelete dacă aș putea să spun așa document oficial de instituirea noului legământ, acel citat preluat de apostolul în Evrei capitolul 8, preluat din cartea Ieremia, în care Dumnezeu promite instaurarea unui nou legământ. Capitolul 9 cu precădere tratează exact subiectul noului legământ și capitolul nou se împarte în trei părți. Aș vrea să vă le prezint pe scurt. Chiar așa începe capitolul nou, legământul din tâi avea și el. Da? Când spune legământul din tâi avea și el lucrul ăsta, vrea să spună și alt lucru avea. Da? Avea și el, și el are o mașină. Înseamnă că ai spus că cineva are o mașină și are și el. Da? Și aici spune legământul din tâi avea și el, pentru că face o comparație între legământul din tâi și legământul cel nou. Deci este prezentat la versetul 1, la versetul 10, prefigurarea noului legământ sau reprezentarea noului legământ. Când a fost reprezentată lucrarea Domnului Isus Hristos? Când a fost ea prevestită, prefigurată? Păi a fost prevestită, prefigurată în vechiul legământ în Israel prin Moise. Da? E simplu. Atunci Dumnezeu le-a arătat ca la prunci. Deci Dumnezeu a tratat poporul Israel ca pe niște prunci. Când te-a pus să faci cu un copil, noi încercăm să-l învățăm acum pe Calvin literele, cifrele și alte lucruri. Când te apuci să îl înveți pe un copil la anumite lucruri, ca să-i fie mai ușor, de exemplu, multe abecedare, îi pune litera A și lângă litera A îi pune o imagine ca copilul să poată asocia litera A cu un cuvânt care are litera A, da? Dacă face abecedare în engleză, are A, alligator sau cum se pronunță, da? Are o un sinonim, da? Sau dacă are la m, îi spune un cuvânt foarte simplu. Cine? Mama. Da? Sau a? Cine e cea mai populară uh, uh, fată? La a. Ana. Da? Ana. Așa învață copiii. El asociază un cuvânt. Dumnezeu cu poporul Israel așa s-a purtat. Ca oamenii să înțeleagă clar, în fața ochilor lor, Dumnezeu a lăsat niște jerfe. Unii oameni, după 2000 de ani, zic, ce Dumnezeu este, domnule, care a pus pe ea să tai animale acolo, pentru ce? Pentru că suntem ca niște prunci câteodată înțelegând lucrurile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a arătat în fața ochilor lor să înțeleagă. Da? Așadar, tot sistemul sacrificial, cu toate complicațiile lui de acolo, vrea să ne vorbească despre o singură jerfă adusă o dată pentru totdeauna, cu 2000 de ani, de către Domnul Isus Hristos. Și asta face Apostolul. În prima parte din Evrei, capitolul 9, arată cum a fost prefigurat nou legământ în a doua parte, de la versetul 11 până la versetul 15, ne arată care este rodul, da? Care este rodul acestui legământ? Ce a rezultat din legământul ăsta nou? Și el arată. Acum, haideți să gândim puțin logic. Dacă cineva ar tăia o capră sau un vițel și ia sânge din ăla și te stropește. Și, de exemplu, tu ai probleme cu mânia. Te ajută cu ceva? Practic, te ajută? Nu te ajută. Deci, practic, în tine nu modifică nimic. Dumnezeu a vrut însă să-i spună evreului, va veni o vreme însă când se va aduce o altă jerfă de sânge care va rezolva problema aia. Nu doar că îți vor fi iertate, acoperite păcatele, da, te duci liniștit acasă, o murit altcineva în locul meu pentru păcatele mele. Să va rezolva și intern problema asta. Și asta face autorul cărții în a doua parte a pasavului. spune ce n-au reușit să facă jertfele alea, au reușit să facă unica a Domnului Iisus Hristos în nou legământ. Și ultima parte a pasajului, deci avem reprezentarea noului legământ, rodul noului legământ și în ultima parte avem felul în care a fost realizat, instituit, consacrat, dedicat acest legământ. Da? Pentru că pentru un evreu era o problemă. Cum adică noi nu mai avem templu, nu mai avem jerfe, nu mai avem leviți? De ce? Ce s-a întâmplat? Și el arată cum s-a realizat, cum s-a instituit cum a fost dedicat, consacrat nou legământ. Avem trei părți, dar în seara asta ne uităm doar la una și am adus tableta, am deschis televizorul ăsta, care o să ne slujească în seara aceasta, tehnologia o să slujească împărăția lui Dumnezeu, cum ar trebui să facă întotdeauna. Am să vă uh, desenez așa înaintea ochilor, să avem o imagine a cortului întâlnirii și să-l vedem în seara aceasta pe Domnul Isus Hristos în cortul întâlnirii. Uh, scriu aici la cât am început, la 25. Bun. Uh, haideți să privim. Știți, cortul întâlnirii, o să-l facem așa un dreptul, cortul întâlnirii avea două locații. Dar cortul întâlnirii se afla într-o curte. Da? Într-o curte mare. În această curte, în această curte erau două elemente foarte importante. Și pasajul, de fapt, pasajul pe care l-am citit ne spune câteva lucruri de, despre cortul întâlnirii și uh, le citim imediat. Ave, era un altar, chiar la intrare, pe care se aduceau jefe și apoi după altar, și copiii pot să țină minte lucrurile astea, se afla un ligian, Se afla un ligian, Deci un altar pe care se aduceau jerfe de sânge și un ligian în care era ce? Apă. Calvin știe, da? Sânge și apă. Vreau să, vreau să înțelegeți puțin lucrurile astea. Astea sunt cele două simboluri importante care au fost în poporul Israel și care sunt acum valabile în creștinism, da? Oamenii sunt botezați și sunt, după aceea, sărbătoresc, celebrează cinea Domnului care este un simbol a jerfei de sânge a Domnului Isus Hristos. Astea sunt două simboluri care au fost valabile atât în vechiul legământ cât și în nouă legământ. Dar ne ducem în, în cortul întâlnirii pentru că pasajul nostru despre cortul întâlnirii vorbește, da? Versetul 2. S-a făcut un cort în partea dinainte numită locul sfânt, adică în partea aceasta de aici, asta se cheamă locul sfânt. În partea aceasta spune că erau câteva lucruri. Era sfeșnicul. da? Dacă citiți în, în. scuzați, abilitățile mele foarte slabe de a desina aici, era un sfeșnic. da? Mai multe brațe acolo. În brațele acelea erau niște cutiuțe în care se punea un delem, da? Nu prea seamănă asta cu un sfeșnic, dar asta vrea să arate acolo. Era un sfeșnic da? Care aducea lumină. În cortul întâlnirii era întuneric bezdă. Erau covoarele foarte bine făcute, era întuneric beznă. Iar lumina aceasta trebuia totdeauna să fie acolo în cortul întâlnirii, da? Pentru că este un simbol. Apoi spune că pe lângă sfeșnicul acesta, în Levetic, în celelalte cărți, unde se descrie pe larg lucrurile acestea, încep, exod încolo, mi se arată că și locația în care erau puse. Pe partea cealaltă era o masă, masa cu punerea pâinilor mai dinainte, da? Multe pâine aici erau. Câte pâine erau? Vreo 12. Bun. Era acolo masa cu punerea pâinilor dinainte și, într-adevăr, există o confuzie în, în pasajul acesta cu privire la locația și chiar există o discuție teologică, teologică între comentatori cu privire la locația altarului tămâierii. Dar, din Levitic, înțelegem că altarul tămâierii era chiar aici, cu lângă perdea, iar pe partea cealaltă, spune cuvântul lui Dumnezeu, după perdea a doua, se afla partea cortului care se chema cum se cheamă? Locul. locul? Deci aici e locul sfânt, aici e locul prea sfânt. Locul acesta se numește locul prea sfânt nu pentru că există o dis distinție de sfințenie morală sau spirituală. În locul sfânt puteai să faci câteva păcate, dar în locul prea sfânt nu puteai să faci deloc. Deci nu despre asta este vorba, da? Locul prea sfânt simbolizează un anumit lucru, de asta este numit în felul acesta. El avea un altar de aur pentru tămâie, de asta spun că e o confuzie care poate o vom trata altă dată, și chivotul legământului fereca peste tot cu aur. În chivot, uh, o să încerc să fac un chivot, uh, uh, bun. Așa. aici era un chivot. Asta era piesa principală din corp. În chivotul acesta erau tablele legii. Primele lucruri care s-au pus în chivot au fost tablele legii. Ulterior, pe lângă tablele legii, da? tablele legii decalogul, s-au pus toiagul lui și un vas cu mană, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Închivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui care înfrunzise și tablele legământului. Și tablele legământului. Deasupra erau hierufimii slave care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Capacul ispășirii este, da, asta este un fel de Capa Capacul este aici, da? Ăsta e capacul ispășirii. Și veți vedea, capacul ispășirii este aspectul central din uh, Sfânta Sfintelor. Pe deasupra erau doi heruvim. Vedem imediat Cam asta era poziția heruvinilor, nu seamănă cu heruvin, dar două simboluri a unor herovin da? Care stăteau cu aripele și acopereau capacul ispășirii. Bun, cu umbra lor. Nu este vremea, zice el, să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri, dar pentru noi este vremea acum. Pentru evrei nu era vremea că ei știau toate lucrurile astea pe de rost. După ce au fost întocmite astfel lucruri acestea, preoții care fac slujbele și ascultați, în cortul întâlnirii se făceau două tipuri de slujbe. O slujbă zilnică, și o slujbă anuală. Și el ni le descrie pe amândouă. Ia o zis slujbă zilnică, zice așa. Preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea din 1 acordului, adică în locul sfânt. Dar în partea a doua intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge. El putea să zică cu sânge, dar el explică că e foarte important să fi intrat cu ce? Cu sânge pe care îl aduce pentru sine însuși pentru păcatele din neștiința ale de norodului. Deci ne este prezentat, fiți atent, ne este prezentat sanctuarul, ce erau acolo, cum era împărțit, ne sunt prezentate acum slujbele în al doilea rând și apoi ne este prezentat mesajul spiritual sau semnificația spirituală a ceea ce se întâmpla acolo, da? Prin aceasta Duhul Sfânt arăta. La ce timp e cu verbul arăta? În trecut. Deci Duhul Sfânt era activ în Vechiul Testament. Când evreul se ducea la cortul întâlnirii, intenția lui Dumnezeu era ca el, prin ochii aceștia fizici, conectați de ochii credinței, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să înțeleagă ce arată Duhul Sfânt. Ce arăta Duhul Sfânt? Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul prea sfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. De ce nu era deschis locul? Pentru că mai era un element foarte important aici. Între locul sfânt și locul prea sfânt era o o perdea. O perdea mare. Bun? El nu putea să treacă, nu avea voie să treacă dincolo. Vă să aminte că chiar de la bun început și nu la voia întâmplării, Dumnezeu lasă pe primii doi preoți, da, după Aron, fiii lui Aron, să aducă, uh, să aducă înaintea Domnului foc străin și Dumnezeu îi troznește pe loc. Ca să înțeleagă că în casa lui Dumnezeu, în cortul, în prezența lui Dumnezeu, nu să fac lucrurile cum vor ei, da? Că pentru Dumnezeu principiul regulativ, adică faci doar ce scrie în Biblie, nu și alte lucruri. Zice, dar nu scrie în Biblie să nu ți -o păi în biserică. Nu, dar ți-o spus ce să faci. Și e suficient să faci numai lucrurile alea, da? Nu te mai gândi. Imaginația ta, creativitatea ta, folosește-le unde vrei tu. Asta e principiul regulativ. Faci ce spune Biblia, nu faci și lucrurile despre care Biblia nu spune nimic. Știți, întrebarea populară de astăzi. Dar unde spune în Biblie să nu fac asta? Mă, nu ți spune să nu faci asta, dar spune ce să faci. Când termin de făcut tot ce spune Biblia, după aia bateți capul cu alte chestiuni. Bun. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jerfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Da? Cugetul nostru, conștiința noastră, conține legea lui Dumnezeu înscrisă în ea. Când fur, te acuză. Da? Acum tu poți să ținești conștiința, să spui, a, eu am furat de la stat pentru că și statul a furat de la mine. Da? dar conștiința dialoguează cu tine într-un fel, faci un fel de convorbire, de monolog cu tine însuți. Eu i-am răspuns așa, dar și el mi-a spus, dar el a început primul, da? Ca prunci uneori, dar conștiința lucrează, da? Și conștiința îți spune că Dumnezeu ce așteaptă de la noi? Ce mesaje le transmitea Dumnezeu prin acest corp. Dumnezeu așteaptă de la ei ce? Cât așteaptă Dumnezeu de la ei? Cât așteaptă Dumnezeu? Mă încercați și voi. Acum eu știu că sunteți oameni slabi. Toți greșim, nu? No, toată lumea e păcătoasă încercați și voi și o vedem noi cum scoatem la capăt. Poate când veniți la judecată, dacă punem la balanță și aveți mai multe fapte bune, scăpați cumva. Ce spune Dumnezeu? Ce aștepta cugetul omului? Lumina de Dumnezeu, ce aștepta? Ce cerea cugetul omului? Ei nu puteau să, aducă prin, să ajungă prin darul acelea, Ei au zis, la desăvârșirea cedută de cugetul lui. Cugetul unui om luminat de Dumnezeu sunt asta cere. Ce cere? Desăvârșire de săvârșire. Asta cere. Și zice, lucrurile astea sunt doar porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Care e vremea de îndreptare? Vremea în care cortul cu toate lucrurile de acolo trec deoparte pentru că a venit realitatea supremă, persoana Domnului Isus Hristos, marele nostru preot, împăratul nostru, profetul nostru, jerfa noastră de ispășire. Bun. Aduceți-vă aminte și acum începem să explicăm puțin cortul întâlnirii. În, având în lumină persoana Domnului Isus Hristos. Cortul întâlnirii îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos. Când un preot era consacrat, când intra prima dată în slujbă, el trecea prin două aspecte. În primul rând, se aducea o jertfă de ispășire pentru el și în al doilea rând, trebuia să fie spălat cu apă. Suferea un fel de botez. Asta preotul, da? Preotul. Aduceți-vă aminte, Domnul Iisus Hristos fiind fără păcat, fiind fără păcat, pentru Domnul Isus Hristos nu s-a adus niciun fel de jerfă. Deci pentru el, prima parte, asta e diferența pe care o face foarte des în cartea evrei, autorul, nu? Pentru dom Domnul Isus n-a adus întâi o jerfă pentru sine și apoi pentru popor. El -a, de ce n-a adus pentru sine? Că nu avea nevoie, el fiind fără păcat. De deci ce l-a trecut peste prima parte? Dar aduceți-vă aminte, la intrarea Domnului Isus Hristos în lucrare, Domnul Isus Hristos ce face? A fost botezat și există o confuzie pe care o are Ioan Botezătorul. Ok, am înțeles, eu sunt premergătorul tău, eu te inaugurez cumva lucrarea ta. Legea și profeții au ținut până la Ioan Botezătorul, care a fost premergătorul Domnului Iisus Hristos. Dar tu n-ai nevoie să fii botezat. Și ce zice Domnul Iisus Hristos? Lasă să împlinim tot ce trebuia împlinit. Nu că el avea păcat, că nu avea păcat. El spune, chiar Ioan spune, iată elul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu un păcătos a venit să ridice păcatul lumii. E absurd, da? Deci el avea o, o concepție foarte clară despre persoana Domnului Iisus Hristos. De asta a fost atât de împotriva ideii de a-l boteza. Zice, eu am nevoie să fiu botezat, nu eu să te botez pe tine. Dar pentru Hristos botezul a fost același lucru pe care l-au făceau marii preoți când intrau în lucrare, da? El intră la vârsta de 30 de ani în lucrare. Este, lucrul acesta este arătat în, 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 Vechiul Testament. După ce Domnul trece prin lucrul acesta, Scriptura ne spune foarte clar, contrar, contrar teologiei adventiste, Domnul Iisus Hristos a intrat unde a intrat? În locul sfânt sau în locul prea sfânt? Sigur că a trecut prin locul sfânt. În locul prea sfânt, în sfânta sfintele. De Domnul Iisus nu s-a intrat, a intrat în locul sfânt și a zis Oare am de ce -a de făcut pe aici? Nu. Domnul Iisus face ce se făcea în ziua ispășirii. Da? Face ce se făcea în ziua ispășirii și se duce direct în locul preasfânt. Se duce direct în locul preasfânt. Acum, haideți să analizăm puțin ce se întâmplă aici în locul sfânt. Locul sfânt este numit în felul acesta și nu mai deschis în Vechiul Testament. O să deschideți dumneavoastră să citiți cărțile alea care vi se par plictisitoare, nu? Levitic, frate Ciprian, cum e cu Leviticul, cu numeri? Dacă citiți odată, vă apucă jalea toate explicațiile alea detaliate acolo, zici, ce e aici, despre ce e aici? Și trăiesc unii credincioși o viață întreagă și au aceeași groază la citirea primelor cărți al lui Moise. Hai că Geneza mai treci cum treci. Exodul cea mai mare parte treci. Dacă încep cu legile, legi privitoare la jerfele de vină, jerfele de mulțumire, arderea de tot, ispășirea, ziua ispășirii, sunt grămadă de lucruri acolo, da? Și la un moment dat poți să intri într-un fel de confuzie. În seara asta simplificăm lucrurile, da? Simplificăm lucrurile. Dacă ai fi fost în locul prea, Dumnezeu spune că pe capacul ispășirii. Adică, deci suntem aici în locul ăsta, da? Fac un X. Aici suntem, da? În locația asta. Pe capacul ispășirii, aici, pe capacul ispășirii, zice Dumnezeu, voi vorbi cu tine deasupra capacului ispășirii. Deci capacul ispășirii sau chivotul arată prezența lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu vorbește cu poporul. Prin Moise, nu direct cu poporul, că poporul nu avea voie să intre acolo. Deci locul preasfânt, al doua locație, este locul prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și se manifestă acolo. Acum, când preotul intra în locul sfânt, primul lucru pe care îl vedea era o perdea mare care îl împiedica să vadă ce este în locul prea sfânt. În locul în care era prezența lui Dumnezeu. Dar dorința ta asta era, eu vreau să văd. Prezența lui Dumnezeu chiar spune că norul, acela, norul acela supranatural care se arăta peste cortul întâlnirii, stătea deasupra locului preasfânt, pe capacul ispășirii. El nu intra neapărat în cortul, dar acolo era locația, pentru că era un simbol al prezenței lui Dumnezeu, da? Al prezenței lui Dumnezeu. Și vedea perdea aia mare. Știți ce era pe perdea? De-a lungul predicării pe cartea evrei, va mai da câteva elemente ca să ne obișnim cu ele. Pe această perdea erau niște heruvim cu suți foarte mari. În primul loc în Sfânta Scriptură în care apar heruvimii este în cartea Geneza. Când primii doi oameni păcătuiesc, Dumnezeu îi scoate afară din grădina Edenului, din prezența lui Dumnezeu, din locul în care aveau viața, unde era pomul vieții, îi scoate afară, pune niște heruvim la intrare, cu niște săbii învăpăiate, ca să nu aibă acces în prezența lui Dumnezeu, să nu mai aibă acces la pomul vieții. De ce? Pentru că în ziua în care vei mânca, vei muri. Ce -a, a murit el pe loc atunci? Nu, n-a murit din punct de vedere fizic, a murit din punct de vedere spiritual pentru că a fost separat de prezența lui Dumnezeu. Da? Când intrai în cortul întâlnirea asta era primul lucru mare pe care îl vedeai. Niște heruvim care într-un fel ți arătau spre tine. Nu ai voie să intri în prezența lui Dumnezeu. Ești păcătos, ești vinovat. Nu există niciun fel de acces aici. Și gândiți-vă evreii, an de an, li se aducea aminte. Marele preot intra măcar o dată pe an. Dar niciun evreu niciodată nu avea voie să intre acolo. Și an de an știau că intră marele preot, noi nu avem voie să intrăm în locul prea sfânt. Uitați ce spune, prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul prea sfânt. Asta era dorința. Dorința nu era să te duci și te uiți prin locul sfânt pe acolo, că acolo intra în fiecare zi preotul. Dorința era să intri în locul prea sfânt, în locul manifestării prezenței lui Dumnezeu, în locul în care vorbește Dumnezeu. A fi un lucru cu totul deosebit, nu să știi că ai putea să te duci într-un loc în care Dumnezeu începe să vorbească. Audibil. Să-L auzi pe Dumnezeu. Să vezi manifestarea lui Dumnezeu. Ar fi fantastic, nu? Și Dumnezeu spunea în fiecare zi, asta vedea preotul în fiecare zi, nu aveți acces în prezența mea. De ce? De ce nu aveau acces în prezența lui Dumnezeu? Păi nu aveau acces în prezența lui Dumnezeu și ni se arată de ce când intrai în locul preasfânt. În locul preasfânt, spune Scriptura, primele lucruri care au fost puse în cutie până să fie toiagul, aron și mana. Da? În locul prea în cutia aceea a chivotului, erau puse tablele legii. Și dacă te-ai fi pus, te-ai fi dus în locul preasfânt și ai fi putut să ridici capacul sau să deschizi cutia și să citești tablele legii, îți spune acolo. Da? Există un singur Dumnezeu. Ei tocmai fusese în idolatrie sau închina la un vițel. Să nu iei numele Domnului în deșert. Mulți dintre ei luau numele Domnului în deșert. Folosirea numelui lui Dumnezeu în situații în care nu este necesar să faci lucrul ăsta. Da? Să nu poftești de la aproapele tău. Să nu minți, să nu furi, să nu prea curvești. Și când citau legile lui Dumnezeu, concluzia era ce? Sunt un păcătos. Sunt un vinovat. Asta ți-a arătat legea lui Dumnezeu. Da? În, în, în locul prea sunt, la chivot, primul lucru care strălucea acolo era legea lui Dumnezeu. Care ți-a arătat că ești vinovat. Că ești vinovat. Acum era capacul cu ispășirii al doilea element, da? Îs tablele legii, capacul cu ispășirii, dacă cum ar fi aici, și deasupra erau cheruvim. Din nou heruvim. Care heruvim sunt simbolul prezenței lui Dumnezeu, sfințeniei lui Dumnezeu, da? Serafemi strigă, strigă în Isaia, capitolul 6, ce strigă? Dumnezeu e dragoste, stați mă, ce dacă ați păcătuit? Dumnezeu știe că sunteți slabe, hai să fim serioși. Dumnezeu e bun, nu ați citit voi în Biblie lucrul ăsta, că el e milos și sunt dură. Da, dar nu aveți acces în prezența lui Dumnezeu. Dar el va acoperă păcate, dar tot nu intrați în prezența lui Dumnezeu. Da? Și heruvimii aceștia erau un simbol al sfințeniei lui Dumnezeu și erai prins la mijloc. De jos vedeai legea lui Dumnezeu ca într-o oglindă, cuvântul lui Dumnezeu, tablele legii care spuneau ești un ticălos, murdar, vinovat și de deasupra erau heruvimii aceștia înfiorători, simbol al sfințeniei lui Dumnezeu, care atunci când se manifestă față de păcători se manifestă cu mânie. Coboară mânia lui Dumnezeu datorită Sfințeniei sale și te face praf și pulbere în prezența lui Dumnezeu. Asta se întâmplă. Asta sunt cele două nivele. Acum, lucru extraordinar. Între Sfințenia lui Dumnezeu de deasupra, Heruvimi, și legea lui Dumnezeu, da, Sfințenia lui Dumnezeu spune ceva despre persoana lui Dumnezeu, legea spune ceva despre voia lui Dumnezeu, între acestea două era un capac. Un capac care acoperea legea lui Dumnezeu. Nu o vedeai. Nu o vedeai. Da? Așa că când Domnul Iisus Hristos a intrat în lucrare, a trăit o viață fără păcat, trece prin locul sfânt, intră în locul presfânt, el este acela care simbolizează și chivotul acesta. De ce? Care a fost singura persoană de pe planeta asta care a împlinit desăvârșit legea lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. El a expus legea lui Dumnezeu da? El a expus, a predicat legea lui Dumnezeu, el a practicat legea lui Dumnezeu, el a avut într-un fel tablele legământului pe inima lui, el a respectat, el a fost singurul care a respectat legea lui Dumnezeu de Și Domnul Iisus Hristos, simbolic vorbind, a fost un fel de chivot umblător. A umblat în mijloc, că chivotul mergea în mijlocul poporului, cortul era în mijlocul poporului. A umblat fizic, real, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. El împlinea legea de săvârșit. Așa se împlinește legea. Și vede, de asta l-au urât, de asta l-au urât, de asta l a invidiat, de asta l-au ocărât atâta și de asta l-au omorât la urmă. Pentru că a fost singurul om care arăta cum se împlinește legea. Pentru că erau în jurul lui oameni care pretendeau că sfinți Că spirituali, că împlinesc legea lui Dumnezeu și Domnul Isus îi spune, nu, fals. Dacă te-ai miniat, ești ca unul care ai ucis. Pentru că asta e rădăcina uciderii. Dacă te-ai uitat la o femeie și ai poftit-o în inima ta, ești prea curvit. Pentru că asta e rădăcina prea curviei trupești. Prea curvia din inimă. Și l-au urât din temelie. Pentru că el a arătat ce înseamnă să împlinești cu adevărat legea lui Dumnezeu. Inima Domnului Isus Hristos. Pe inima Domnului Isus Hristos a fost scris. A fost singura persoană pe care a fost scrisă legea lui Dumnezeu și care a și împlinit desăvârșit această lege, da? Când te uitai la Hristos, nici nu trebuia să spună Hristos ceva. Prin ceea ce făcea, prin ceea ce rostea, te făcea vinovat. Era vinovat. Când Hristos vorbea, zicea, eu sunt terminat, ești vinovat. Când Hristos trăia, te uitați la și: eu sunt vinovat. Că era legea lui Dumnezeu împlinită practic, da? Asta e legea lui Dumnezeu. El arăta legea lui Dumnezeu, el arăta sfințenia lui Dumnezeu. Acum, suntem la crucea de la Golgota. Domnul Iisus Hristos trăiește, suntem la crucea de la Golgota. Este sui pe cruce, este răstignit. El știe pentru ce a venit acolo, se pun păcatele, ceea ce se întâmplă la capacul ispășirii când se aducea și se stropea sânge, pentru că Dumnezeu spune, voi sunteți păcătoși, trebuie să rezolvăm problema păcatului, trebuie să moară cineva, da? Și Domnul Iisus Hristos moare, da? El nu moare în templu, moare în afară. Templul moare în afara Ierusalimului, scos în afara cetății, da? Afară din tabără, da? Afară din coltul întâlnirii moare. Și, și cred că simbolul acesta este arătat Aici, când Domnul Iisus Hristos moare în afara locului prea, sunt moare în afara prezenței lui Dumnezeu. Domnul Iisus strigă la un moment dat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu să tăiau niciodată animale în locul prea sfânt. Da? Nu se rezolva problema acolo. Și el strigă, Dumnezeul meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos ia păcatul, ia păcatul asupra lui, și Dumnezeu reacționează în sfințenia lui față de păcatul meu și al tău pus pe persoana Domnului Isus Hristos. Și reacționează în dreptatea lui, în sfințenia lui și în mânia lui. Și persoana Domnului Isus Hristos, Domnul Isus Hristos la crucea de la Golgota moare. Și aici ni se explică această mare dilemă. Cum un om păcătos, demonstrat foarte clar ca fiind păcătos în fața legii lui Dumnezeu, da? la chivot, un om față de care se manifestă Sfințenia lui Dumnezeu, cum poate totuși să ajungă în prezența lui Dumnezeu? Poate să ajungă în prezența lui Dumnezeu prin capacul ispășirii. Prin ceea ce se făcea la capacul ispășirii. Odată pe an când intra marele preot acolo, stropia la capacul ispășirii de șapte ori. Știm foarte bine, șapte este cifra perfecțiunii, și oamenii din lume știu lucrul ăsta. Când se stropea de șapte ori acolo, era clar, domnule, lucrarea s-a făcut. Este însă un cuvânt în Sfânta Scriptură fantastic, Bine, toată Biblia e fantastică, dar ăsta e fantastic acum, a? care spune în felul următor. În Leveticul, capitolul 16, când se vorbește despre realizarea ispășirii, spune așa, versetul, capitolul 16, versetul 17. Să nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aron să facă ispășirea în Sfântul Locaș. Până va ieși el. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. Citeam pe un comentator și el spunea în momentul în care Domnul a văzut ce ispășirea, să face întuneric. Și Hristos strigă, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru cine mai părăsit? Toți l-au părăsit, toți l-au lăsat. Știți de ce? Să se arate aceeași lucrare care se făcea în cortul întâlnirii. Când Isus a adus ispășirea pentru păcatele noastre, nimeni nu a contribuit cu nimic. Cei mai apropiați oameni de El au fugit ca niște lași. Nimeni nu a pus mâna, nimeni nu a contribuit cu absolut nimic. Dumnezeu părăsește pe Fiul Lui, se retrage de acolo. Isus Hristos a aduce de său și. și Dumnezeu interzice expres, cine intră să fie omorât. Nu avea voie nimeni să se atigă de corp. Nu avea voie acces acolo în cortul întâlnirii, pentru că atunci se săvârșea lucrarea ispășirii. Aici Dumnezeu ne arată foarte clar, când Isus a intrat în locul sfânt să aducă sângele său, demonstrație a ispășirii păcatelor, ne arată Dumnezeu foarte clar că niciunul dintre noi nu poate adăuga, nu poate contribui, nu poate aduce ceva la lucrarea mântuirii, la lucrarea ispășirii. Ascultați-mă! Orice lucru care trece prin cap, care ar putea să contribuie cu ceva la lucrarea ispășirii Domnului Iisus Hristos, este o blasfemie. Dacă trece prin cap gândul, da, Domnul Isus a murit, dar și eu trebuie să fac ceva pentru asta, este o blasfemie. E ca și cum te-ai duce, ca și cum te-ai duce acolo și ai spune, văd sânge aici pe capa cu ispășirii, e clar că s-au făcut ispășiri, totuși, oare botezul meu nu contribuie cu nimic? Nu. Nici rugăciunile mele? Nu. Nici pomenele mele? Nu. Nici mersul la biserică? Nu nici cântatul, nu, nici rugatul, nu, nici îmbrăcatul frumos, nu, cum nimic, nu, fapte, nu. Pentru că dacă ai spune orice ai completat, tu înseamnă să faci un atac la jertfa Domnului Isus Hristos. Înseamnă să fii intrat după marele preoș și să spui, uite, îți dau o idee, hai să contribuim cu ceva, să facem cumva mai drăguț evenimentul ăsta. Nu acolo trebuie să fie sacrificiu de sânge, trebuie să fie moarte. dar Lucrul acesta a fost foarte clar simbolizat, foarte clar simbolizat. Mai este o poruncă pe care Dumnezeu o dă Oamenilor acesta în Leviticul, capitolul 23, când vorbește de popor, i-au ce spune uh, cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbește despre popor, ce să facă poporul? Versetul capitolul 23 din Levitic, versetul 30. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului, în ziua ispășirii. Nu aveți voie să faci nimic. Ce să transmiteți asta? Dumnezeu, repet, în versetul 31, să nu faceți nicio lucrare atunci. Toată lumea ne mișcată în ziua ispășirii, când se rezolvă lucrarea mântuirii. Nimeni nu face nimic. De ce? Pentru că nu facem nimic pentru păcatele noastre. Este suficient, este deplin ceea ce a făcut Domnul Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Și Dumnezeu instaurează ziua aceea o zi de sabat. Nimeni să nu facă nimic. Nu aveți voie să faceți nimic. De ce? Pentru că să arate foarte clar lucrarea mântuirii încheiată deplin în persoana Domnului Isus Hristos. Și știți, în momentul în care Domnul Isus Hristos, imaginați-vă, intră în locul preasfânt, intră în locul preasfânt, moare, da? Domnul Isus Hristos moare, El este Dumnezeu pretutiner oriunde, vine înaintea lui Dumnezeu cu semnele ispășirii, cu sângele Lui și într-un fel stropește pe locul preasfânt și atunci mânia lui Dumnezeu, față de păcătos, se retrage. Pentru că cineva a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. A satisfăcut Asta a satisfăcut sfințenia lui Dumnezeu, a împlinit desăvârșit legea lui Dumnezeu și a ispășit toate călcările de lege, toate fără de legele. Asta a făcut Domnul Isus Hristos și spune Scriptura că perdeaua din lăuntru tremplului sa niciodată nu se întâmpla asta în timp ce mergeau mari preoți. Pentru că ei aduceau sânge de viței și de țapi în ziua ispășirii. Niciodată nu s-a rupt perdeaua din cortul întâlnirii. Dacă în Domnul Isus Hristos a murit, s-a rupt perdeaua, pentru a se arăta pentru prima dată în istoria omenirii că intrarea în prezența lui Dumnezeu, în locul prea sfânt, în locul în care se manifestă Dumnezeu, este liberă. Este liberă. Asta a făcut Domnul nostru Isus Hristos. Acum, întrebarea este ce treabă avem noi cu asta? Cum ni se aplică nou asta? Cum ni se aplică nouă asta? Și știți că îndemnul în cartea evrei este un îndemn pentru evreu care nu înțelegea lucrul ăsta, era un îndemn blasfemiator. Astfel, fraților, fiindcă avem Astfel, fraților, fiindcă avem intrare și lobodă unde? Nu în locul sfânt. Și în locul sfânt avei voie să intre. În locul prea sunt. Blasfemie! Blasfemie! Nu există așa ceva. Asta spune în capitolul 10. În capitolul 4 spune așa. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul îndurării sau de scaunul harului. Blasfemie era pentru nevreu. Să te apropii de scaunul ispășirii, te trăznea Dumnezeu, te făcă ceea ce nu pe loc. Acolo intra numai marele preot cu sânge pentru a aduce ispășirii. Te făcea cenușă pe loc. Dispăreai pur și simplu. Te, treceai, te trezeai în chinuri în locuința morților. Nu intra nimeni acolo. Acolo este lucrarea mântuirii. Omul nu are nimic de făcut în lucrarea mântuirii. Dar după ce s-a făcut lucrarea mântuirii, zice că intrarea este slobodă. Acum haideți să înțelegem ce se întâmplă cu omul. Da? Simplu. Domnul Iisus Hristos a intrat în locul preasfânt, a dus sângele său acolo, a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, a satisfăcut sfințenia lui Dumnezeu, a absorbit mânia lui Dumnezeu pentru păcătoși, a ispășit toate călcările de lege. Și acum pe capacul ispășirii îi spus, este simbolul sângelui, da? stropit acolo. Cum se aplică lucrul ăsta nou? Este vorba despre mântuire. Întrebarea fundamentală. Învățătorile, ce să facă asta în viața veșnică? Ce se întâmplă? Și acum o să intrăm, Domnul Isus să spune despre Hristos că este înainte mergătorul nostru. Dacă el a intrat înaintea noastră, zice, după, zice veniți după mine, haideți. Era o blasfemie, un mare preot într-o zi să zică, deci fără Hristos tot e o blasfemie. Noul Testament fără Hristos este o blasfemie. Un mare preot să zică, hai să intrăm cu toți anul ăsta în, în prezența lui Dumnezeu. Ce vrei să fie o, o, o mega nenorocire aici, Dumnezeu să omoare mii, mi, zece mii de oameni? Nu există Preotul zice că intrați intrat toți. Acum aici să vedem ce se întâmplă. Nu, nici vorbă de așa ceva. Nimeni nu făcea așa ceva. Nimeni nu făcea așa ceva. Bun. Dar acum locul zice că este liber. Intrăm noi acum după Domnul Isus. Este înainte mergătorul nostru. Și aici este descrisă lucrarea mântuirii noastre. Primul lucru care se întâmplă pentru a fi mântuit, primul loc pe care la, la, care trebuie să treci, este acest altar care arată jerfa ispășitoare a Domnului Isus Hristos de pe dealul de la Golgota în afara locului preasfânt. Primul lucru care trebuie să se întâmple ca să fii mântuit este să fii pus sub sângele Domnului Isus Hristos să, fi, să fie iertate păcatele, să fie ispășit. Nu să te botezi. Am discutat cu o grămadă de oameni care sentimentul pe care l-au după ce au fost la o biserică evanghelică și li s-a predicat Evanghelia, e ca să fie mântuiți trebuie să se boteze. Nu, 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 nu. În el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor. Punct. Asta e tot. Botezul are lorul lui, vedem imediat. Dar asta e tot. Primul lucru care trebuie să ți se întâmple ca să fii creștin, să fii mântuit, să-ți fie iertate păcatele, este să ajungi când intrai în cortul întâlnirii, primul lucru, în, în, în curte, mă scuzați, primul lucru de care te izbei era un mare altar pe care se aduceau jerfe. Acolo trebuia să treci. Când păcătuia o căpetene, când păcătuia un preot, când păcătuia tot poporul, când păcătuia tu individual, te duceai, acolo se aducea ducea jerfă. Primul lucru care se izbea. Ăsta este creștinismul. Primul lucru mare care trebuie să-ți izbească privirile este Isus Hristos grăvit înaintea ochilor tăi. Isus Hristos mort și înviat. Asta e primul lucru. Jerfa Domnului Isus Hristos. Orice altceva este fără valoare. Dacă lucrul acesta nu este în prim plan, jerfa Domnului Isus Hristos, Orice lucru bun l-am spune în adunarea asta nu mai are niciun fel de importanță. Dacă nu asta e în fundal, crucea Domnului Isus Hristos, jerfa lui ispășitoare, jerfa lui substitutivă, jerfa lui care a plătit toate păcatele noastre, care a absorbit toată mânia lui Dumnezeu, care a satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Asta trebuie să se întâmple. Să ajungi înaintea lui Dumnezeu într-o zi din viața ta, să-i mărturisești lui Dumnezeu păcatele asta să făcea în ziua ispășirii. Să aducea un țap, își punea marele preot mâinile peste el și mărturisea păcatele poporului. Vreau să vă spun un lucru. Și să înțelegeți bine, credeți dumneavoastră că Marele Preu știa toate păcatele poporului? Puteau să fie un milion jumate, două milioane de oameni, nu ne aproximează că au ieșit din Egipt cu toți, cu copii și cu, și cu femei. Vă întreb, putea Marele Preu să mărturisească toate păcatele? Vă aduc aminte de Martin Luther, spune la un moment dat, a ajuns la o asemenea criză spirituală încât își mărturisea șase ore pe zi păcatele. Și un preot care îl spovedea i-a spus, mă, du-te și păcătuiește ceva și după aia vine. Că să mărturisea fiecare gânduleț care trece, trecea, fiecare atitudine, fiecare... Eu tot mărturisea acolo, tot mărturisea. Probabil că și în timp ce mărturisea, păcătuia. Dacă ar fi să te pună Dumnezeu să-ți mărturisești toate păcate, numai gândurile, hai să nu numai un domeniu, da? Doamne, ai nebunii, ai ajunge un psihopat să-ți mărturisești toate păcatele. Ideea asta că trebuie să-ți mărturisești fie fiecare păcat pe care nu le mărturisești Dumnezeu nu ți le poate ierta. Nu! Dacă nu-ți mărturisești un păcat pe care Duhul Sfânt să le aduce în conștiință, atunci ai o problemă. Dar nimeni nu-și poate mărturisi toate păcatele. Vă spun deschis lucrul ăsta. Și nici nu este necesar. Știți de ce? Că Isus Hristos la cruce de la Golgota știu toate păcatele noastre. Și El ca mare preot a făcut o mărturisire de plină înaintea Lui. El n-a ascuns niciun păcat. Și absorbim în iarul Dumnezeu pentru toate păcatele. Noi ne aducem aminte de niște păcate, le uităm și câteodată nu ne mai aducem niciodată de el. Unele cele mai multe, nici măcar nu le știm. Nici, n-am avea timp să procesăm. Da, atitudinea a fost bună, da, gândul ăla. Dacă m-am întâlnit cu următoarea persoană, atitudinea a fost bună, da, gândurile, da, vorbele. Cred că câteva vorbe au fost bune, celelalte nu au fost bune. Ai nebunii. Liniștea pe care noi avem, frați și surori, este că a fost un mare preot care a făcut o mărturisire de plină pentru păcatele noastre. De plină pentru păcatele noastre. Domnul Isus Hristos, El n-a ascuns niciun păcat. El n-a ascuns niciun păcat. El a murit în mod cât se poate de serios, de plin, de săvârșit, în chip de săvârșit pentru toate păcatele noastre. Și liniștea mea este că El le-a știu pe toate și pe alea pe care eu nu le știu. Și că El a plătit și pentru alea pe care eu nu le știu. Și pe care nu le voi mărturisi niciodată pentru că nu le știu. Pentru că nu le știu, da? Așadar, când tu vii la cortul întâlnirii, tu intri tot în primul rând, intri sub ispășire, da? Te uiți la Domnul Isus Hristos și spui, El a murit pentru mine. El a ispășit păcatele mele. El a absorbit mânia lui Dumnezeu. El a satisfăcut sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu pentru mine. Al doilea pas prin care treci este avungi la lighean. Ai fost iertat de păcate. Ai fost curățit prin sângele Domnului Isus Hristos. Dar mai este nevoie ceva. Vedeți, în prima parte aici, când vorbim despre jerfă, aici vorbim despre esența Evangheliei. Jerfa Domnului Isus Hristos este esența Evangheliei. Corect? Asta e esența Evangheliei. Însă Evanghelia asta trebuie să mi se aplice mie. Da? Aici, asta este aspectul obiectiv al mântuirii. Ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos la crucea de la Golgota. Ce nu se poate schimba? Domnule, lucrarea mântuirii realizată la crucea de la Golgota. Problema este dacă lucrarea aia de acum 2000 de ani a fost aplicată ție, ție, ție și mie. Asta e întrebarea. Așa că de la aspectul obiectiv, de la esența Evangheliei, trebuie să mergem la aspectul subiectiv sau experiențial. Am experimentat eu lucrul ăsta în mine? Da? Sau ai putea să descrii, în prima parte avem aspectul, ă, aspectul pozițional al mântuirii, da? Cum mă vede Dumnezeu înaintea lui? Dacă am trecut pe aici, mă vede iertat. Dar aici vorbim despre aspectul practic al mântuirii. Ce s-a întâmplat în mine? Da, Dumnezeu m-a iertat, zice, Sorin, ești iertat. Ok, dar inima mea cum e? Păi inima mea e tot păcătoasă e. Ei, Dumnezeu de la aspectul acesta pozițional merge spre aspectul practic. De la esența Evangheliei merge spre un efect al Evangheliei. Evanghelia, da? Scrie aici efectul Evangheliei. Evangelia are un efect, da? Și asupra noastră, da? Și în mod subiectiv sau experiențial. Ea face ceva și în noi. Și în Biblie simbolul apei este foarte important. Apa este asociată, de exemplu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul lui Dumnezeu care spală. o aminte în, când Domnul Iisus Hristos face spălarea picioarelor. Da? Sau hai să o luăm la pasajele, un pasaj doctrinar. Tit, capitolul 3. Spune că am fost mântuiți prin spălarea nașterii din nou. Deci Dumnezeu îți ia păcatele de pe tine, zice, ești iertat, Radu. Ești iertat, frate Avram. Ești iertat, Andrei. Ești iertat, Ciprian. Ești iertat, sora Liliana. Ești iertat. Dar să face ceva și în tine. Spălarea din exterior se aplică și înăuntru. Și Dumnezeu nu vrea doar să fiu iertat de păcate, ci să fiu și transformat, schimbat. Da? Și de aceea este simbolul acesta ape al ligheanului. Ajung la ligian ca să se facă o spălare lăuntrică mine. O spălare a nașterii din nou. Lucrul acesta îl simbolizează Domnul Iisus Hristos foarte clar la uh, cina Domnului când face spălarea picioarelor. Vrea să le spere picioare și unul zice, spală-mă tot, Petru! Zice, fă o spălare totală și el spune, nu, asta este o erare. Este o greșeală. Voi sunteți deja curați. Voi ați fost spălați pe dinăuntru, da? Este o spălare inițială, spălarea nașterii din nou. Tu dacă păcătuiești azi, nu trebuie să mai fi încă o dată născut din nou. Da? Numai ce ai nevoie? Să-ți fie spălate doar picioarele. Picioarele arată umblarea noastră pe pământul acesta. Da? Păcatele, praful, păcatul lumii acestea care se prinde de noi. Da? Ai nevoie să faci o curățire zilnică, o spălare a picioarele zilnică. Da? Și ligheanul ăsta simbolizează, simbolizează spălarea lăuntrică a nașterii din nou, simbolizează și spălarea zilnică pe care trebuie să o facem. Niciodată nu te mai întorci la altar. Ca mai vreau să fiu o jerfă. Nu, dar la ligian te întorci. Dar un, când te duci la ligian, tu știi, jerfa îi adusă, da? Eu în virtutea jerfei pot să vin acum să-mi spăl din nou picioarele. Am mai păcătuit de când m-am întors la Dumnezeu. Am păcătuit săptămâna asta. Azi am păcătuit. Dar nu mai, Dumnezeu să mă nască din nou încă o dată. Mai spală-mă o dată, Doamne! Auzi, oameni! Doamne, mai spală-mă, Doamne, încă o dată! În ce sens vrei să facă lucrul ăsta, da? În ce sens? Dumnezeu nu să te mai nască o dată din nou. E ca strigătul ăla lui Petru. Dom'le, dacă spui să te nască din nou încă o dată, să te spală încă o dată din nou, pe dinăuntru, inima ta să o spele de păcat, înseamnă că n-ai fost născut din nou. Dumnezeu doar îți iartă păcatele pe care le-ai făcut ieri, azi, săptămâna aceasta, da? Păcatele pe care le, nu le-ai mărturisit, da? Pe care el le aduce prin Duhul sunt în mintea ta sau prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Deci apa arată lucrarea aceasta lăuntrică întrică de spălare, de curățirea noastră. Fie inițial când ne-am întors la Dumnezeu, fie curățirea zilnică. Dar știți că apa mai are un simbol. Eu am fost spălat pe dinăuntru. Cum arăt eu public că am fost spălat pe dinăuntru? Cum arăt? Că s-a întâmplat ceva în mine, că Domnul mi-a iertat păcatele și că inima mea e nouă, a fost spălată. Cum arăt public? mă botez. Mă botez. Dar mă botez după ce am trecut pe la altar. După ce am fost ispășit. După ce am fost iertat. Nu ca să aduc ceva pe lângă iertarea Domnului Iisus Hristos sau jerfa Domnului Iisus Hristos sau ispășirea Domnului Iisus Hristos. Da? Vezi? Deci ligheanul acesta cu apă acesta cu apă arată spălarea pe dinăuntru și aplicarea acestei ape pe din afară ca un simbol că am fost spălat pe dinăuntru. Da? Asta este apa. Apa este simbolul curățirii curățirii pe dinăuntru și o arăt lucrul acesta spălându-mă pe din afară. Bun, intrăm în cortul întâlnirii. Domnul Iisus este înainte mergător și intrăm în cortul întâlnirii. Ce, ce vezi în cortul întâlnirii? Că avungi în cortul întâlnirii, perdeaua este ruptă, că Domnul Iisus Hristos a rupt-o, da? Domnul Iisus Hristos a rupt-o, vezi chivotul Domnului, nu mai sunt două camere, este una singură. Eu sunt deja în prezența lui Dumnezeu. Și sunt în locația asta, da? În locația aceasta. Care e una singură, acum nu mai ești două. Și de la distanță, tu nu intri cu sânge, sângele s-a aplicat asupra ta. Da? Și de la distanță vezi capacul ispă și știi ce nu vezi? Închivotul Domnului, care este ceva acolo, dar tu nu vezi. Ce? Legea lui Dumnezeu, care te acuză și te condamnă. Nu mai vezi. Și ce vezi? Sângele pus de deasupra. Pentru cel care este în Hristos, nu mai este nicio o sândire, nicio condamnare. De ce? Că sângele a acoperit călcările noastre de lege. Legea lui Dumnezeu rămâne acolo, Dumnezeu este sfânt în continuare. Legea lui Dumnezeu nu se schimbă, da? Principiile lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, de acum puteți vă închinați la idol. Nu! Sunt niște principii universale în toate timpurile care nu încetează niciodată. Dar aceste, această lege care mă condamnă chiar și astăzi, dacă m-aș pune sub lege, această lege este acoperită de sângele Domnului nostru Isus Hristos. Vi la cina Domnului. Vi în prima parte vreau să stau la masă cu Domnul. Îți lumina și spui, eu nu ți vrednic să iau cina, uite ce am făcut săptămâna asta, azi dimineața m-am certat cu nevastă mea. Eu nu sunt vrednic să iau cina Domnului. Și ce ai făcut atunci? Ai băgat capul în chivotul Domnului. Asta ai făcut. Și este o blasfemie ce faci a ignorat stropirea de șapte ori a sângelui pe capacul ispășirii, care este numit capacul îndurării sau a harului, și spune, nu lasă îndurarea și harul. Uite ce spune legea despre mine. Ce baci bagi cap acolo? Știți că niște oameni au desfăcut chivotul să vadă ce este în el și Dumnezeu a dat ciuma în ei. Dacă n-au venit chivotul înapoi de la Filisteni, Dumnezeu i-a lovit și pe ei, i-a lovit pe ei. Erau curioși ce e acolo. N-aveți voie acces acolo. Nu-i voie să te uiți acolo. Ești nimicid dacă te uiți acolo, că ce acolo te condamnă. Legea lui Dumnezeu. Ceea ce vezi când, intrai, când intri ca și credincios în prezența lui Dumnezeu, vezi lucrarea ispășitoare a Domnului Isus Hristos încheiată! Încheiată! Isus strigă foarte tare! S-a să S-a încheiat! Este o adus o jertfă suficientă pe care Dumnezeu o primește! Dumnezeu este slăvit prin ea! Sfințenia lui Dumnezeu este satisfăcută! Dumnezeu n-a trebuit să-și negocieze nimic din sfințenia lui! Nimic din dreptatea lui! Nimic din mânia lui! N-a trebuit să bage mizeria mea sub covor! Nimic! Totul pe față, înaintea întregii lumi, până și natura a simțit durerile acestea a săvârșirii lucrării mântuirii. Și el spune, s-a isprăvit. Și asta vezi tu când intri acolo. O lucrare a ispășirii încheiată. Frați și surori, nu. Vă spun, așa, poate mai direct, nu vă băgați capul în chivotul Domnului. Uitați-vă la lucrarea Domnului Isus Hristos. Evreii au avut legea în afară și n-au ținut-o. Au călcat legământul și au fost nimiciți au fost pur și simplu, au, au, fost loviți în continuu, în continuu de Dumnezeu și au sfârșit în exil. Și împrășteați pe tot pământul. Ceea ce pe noi ne face să trăim în sfințenie nu este legea lui Dumnezeu care e înăuntru și care ne acuză, ci jertfa Domnului Isus Hristos. Și scrierea acestei legi înăuntru inimii noastre. Într-un fel noi suntem niște imagini ale Domnului Isus Hristos. Noi preluăm chipul Domnului Isus Hristos și cum El a avut legea în mod de săvârșit în inima Lui, așa o, să o, așa o avem și noi scrisă pe inimile noastre. Nu mai avem pe table de piatră, care să ne acuze, să ne condamne, că pentru asta a venit legea. Ca să arate omul cât de ticălos este și ca să fie un îndrumător pe Hristos. Și ești pierdut, prietene. În fața legii ești pierdut. Acum vezi lucrarea încheiată, ispășitoare a Domnului Isus Hristos. Așa că nimeni n-are... Ești în prezența chivotului lui Dumnezeu, în prezența lui Hristos, în prezența ispășirii, dar în prezența unei ispășiri încheiate, făcută în mod desăvârșit. Lucrul acesta trebuie să fie totdeauna înaintea ochilor noștri. Chivotul Domnului. Adică persoana Domnului Isus Hristos, cel sfânt fără pată și curat, care a adus ispășire pentru păcatele noastre. Noi nu avem voie să ne gândim la Domnul Isus Hristos fără jertfa lui. Suntem pierduți. Noi ne gândim la Domnul Isus Hristos ca la capacul cu ispășirii, care acoperă vinovăția adusă de lege, care acoperă judecata adusă de lege, care acoperă condamnarea adusă de lege. Dacă te uiți în capacul, în, în chivotul Domnului, vezi că ești condamnat. Cercetat, judecat de Dumnezeu, găsit vinovat, condamnat, trimis în iad pentru totdeauna, pentru veșnicie. Ești pierdut. Totuși Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Dumnezeu a pus un capac, un scaun al îndurării, un scaun al harului. Unii ne invită, veniți să vedeți ce e aici. Nu să contribuiți, nu să adăugați, ci să vedeți, să priviți. Ce facem la cina Domnului? Ce facem la cina Domnului? La cina Domnului venim și privim noi numai consumăm ceva ce s-a făcut pentru noi, da? Așa că locul în care noi suntem este locul acesta și aici sunt trei elemente de care mă iau doar întreagă și după care voi încheia. Pe partea stângă am elementul acesta al feșnicului, care are șapte brațe, care este din nou un simbol al, 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 al Duhului Sfânt, al Iluminării de care noi avem nevoie, da? Intrăm în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și vedeți cum intrăm în casa lui Dumnezeu aici. În casa lui Dumnezeu intrăm. Prin ispășire și prin botez. Da? Noi credem că botezul este o adăugare la casa lui Dumnezeu. La biserică. Toți cei ce au primit cuvântul au fost botezați. Și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. S-au adăugat la numărul ucenicilor fără botez? Nu. Unii zic, de ce? Ce, eu nu pot să fiu și eu în biserică? De ce să nu fiu membru biserica voastră? Te-ai botezat, dar uh, nu. Păi ce, botezul mă mântuie? Eu nu ți-am zis că te mântuie, dar ți-am spus că așa să intre în casă. De ce așa să intri în casă? Ca așa a zis Dumnezeu. Și în fapte, și așa a zis și în vechiul legământ. Ca să intri în casa lui Dumnezeu, trebuie să te speli. Dar eu am iertat păcatele. Eu am înțeles că ai iertat păcatele și eu nu neg că tu ai iertat păcatele, că nu știu. Dar eu o spun că Dumnezeu a stabilit asta două faze. Te pui sub jertfa Domnului Isus, sub sânge, ești iertat și apoi arăți lucrul acesta botezându-te. Asta astea sunt pașii. Da? Doi pași simpli. Doi pași foarte simpli, da? Și apoi intri înăuntru. Și când intri în casa lui Dumnezeu, sunt aceste trei elemente fundamentale. De o parte ai lumina lui Dumnezeu, iluminarea spirituală, Efeseni capitolul 1, da? mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duc de descoperire și de pricepere în cunoașterea Lui, în cunoașterea Lui, a Domnului Isus Hristos. Duhul Sfânt în adunare aduce lumină credincioșilor nu ca să învețe cum să se, pot, să se mântuiască pe ei însuși, ci să vadă în această încăpere a prezenței lui Dumnezeu ce s-a făcut pentru ei. Asta face Duhul Sfânt. Așa îți dai seama că Duhul Sfânt e prezent în adunare. Când Duhul Sfânt ne luminează, să vedem lucrarea încheiată a Domnului Isus Hristos. Avem această iluminare și de partea cealaltă avem masa cu pâinile. Masa cu pâinile. Că este, bineînțeles, un simbol al intimității, a părtășiei, stai la masă, în intimitate, în părtășie și te hrănești spiritual, da? Dumnezeu ne hrănește, Domnul Isus este numit pâinea vieții cuvântul lui Dumnezeu. Este pâinea, hrana noastră, da? Dorim hrana aceasta a cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne hrănește în prezența lui. Asta facem noi în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iluminează, Dumnezeu ne hrănește și apoi acest altar al tămâierii. În ziua ispășirii, foarte interesant, în ziua ispășirii, când trebuia să intre pe auto acolo, se ducea și arunca tămâie care degaja un nor foarte puternic acolo, un miros fantastic, extraordinar și învăluit în tămâie asta trebuia să intre preotul în prezența lui Dumnezeu, care este un semn al închinării. Da? În Apocalipsa ni se spune că a luat de pe un înger de pe altar foc, cărbune da? și împreună cu rugăciunile sfinților care se înalță către Dumnezeu. Altarul acesta al tămâierii, mirosul plăcut al lui Dumnezeu este închinarea poporului său. Ascultați-mă, lumina spirituală care ne este dată, ne este dată în virtutea jertfei Domnului Iisus. Fiindcă s-a încheiat ispășirea, de asta ne se dă lumină spirituală. Hrana pe care ne-o dă Dumnezeu, mâna pe care ne-o dă Dumnezeu, nouă poporului astăzi, prin cuvântul lui, prin Domnul Iisus Hristos, este în virtutea ispășirii. Da? Faptul că Dumnezeu acceptă frate și soră închinarea ta nu e că e predica mea perfectă sau rugăciunea ta perfectă sau cântarea ta perfectă, ci că în timp ce cânți lui Dumnezeu, laus pe Dumnezeu pentru ce a făcut, acolo e cineva care a mijlocit, care a curățit toate lucrurile, care a curățit toate lucrurile. De asta acceptă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar primi în cerul lui înalt cântările noastre, închinarea noastră, rugăciunile noastre, tot ce facem noi, toate lucrurile astea sunt poluate de păcat. Toate! Fără excepție. Și totuși noi nu venim depresiv duminica să spunem ne-am închinat astăzi, Dumnezeu nu primește nimic, că noi suntem păcătoși. Și totul este afectat de păcatele noastre. E adevărat! Nu mă spune Scriptura că în ziua ispășirii curăța tot. Curăța altarul, curățea cortul, curăța tot. Așadar Dumnezeu curățește nu numai lăuntru nostru, aplica asupra noastră lucrarea, ci curățește tot ce facem noi. Totul este în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos. Totul vine din jertfa Domnului Iisus, totul este purificat, curățit de jertfa Domnului Iisus. De asta El primește totuși închinarea noastră afectată, poluată de păcatul care este încă noi în firea noastră pământească. În concluzie, în concluzie, Domnul Iisus Hristos, în ziua morții sale, a fost singurul care a intrat, după ce a murit, cu sângele său, cu sângele sacrificiului său, a intrat până în prezența lui Dumnezeu și a arătat dovezile ispășirii tuturor păcatelor celor care își pun încrederea în el. Da? A arătat dovezile. Și Dumnezeu a fost satisfăcut. Semnul că Dumnezeu a fost satisfăcut că Isus a ispășit toate păcatele este că Dumnezeu cu degetul lui, cu mâna lui a rupt perdeaua. Și a spus, abia acum puteți intra în prezența mea. Și această nădejde de viacuri, de sute de ani a evreului de a intra și el în prezența lui Dumnezeu. Nu numai Moise să intre în prezența lui Dumnezeu să vină cu fața luminată. Nu numai Moise să laudă pe Dumnezeu. Și noi vrem să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Această nădejde de viacuri este împlinită în persoana Domnului Isus Hristos care este numit Hristos în voi, nădejdea slavei, da? Și noi după El, El e înainte mergătorul nostru, noi după El intrăm în prezența lui Dumnezeu. Doar pe baza lucrării sale și a persoanei tale, sale intrăm în prezența lui Dumnezeu și ceea ce facem noi în prezența lui Dumnezeu este să consumăm binecuvântările pe care ne le-a cumpărat Hristos. Noi suntem, din punct de vedere spiritual, consumatori. Tot ce faci tu, orice lucru care e bun, desăvârșit, vine de la Tatăl Luminilor, în virtutea jertfei Domnului Isus Hristos. Dacă ai făcut o faptă bună, dacă ai făcut o rugăciune bună, dacă ai adus o închinare după voia lui Dumnezeu, apreciată de Dumnezeu, tot este în virtutea jertfei Domnului Isus Hristos. Din punct de vedere spiritual, oricât efort ai simți că faci în procesul Sfințirii, oricât e fapt ai simțit că faci în procesul Sfințirii, oricât e bariere ai simțit că depășești, oricât e fort, strofocare ai simți că depui, totul este în virtutea jertfei Domnului Isus Hristos. Iar nimic n-ar fi acceptat de Dumnezeu decât în virtutea jertfei Domnului Isus Hristos. Așadar, care e chemarea? Chemarea este că dacă în seara asta ești necredincios, dacă nu ți-ai pus niciodată încrederea în Domnul Isus Hristos, este să privești cu ochii inimitale. spre locul acela sfânt, spre locul prea sfânt, locul acela al chivotului și să vezi că Isus Hristos a adus o jertfă, un sacrificiu, adică pe sine însuși, care a fost acceptată de Dumnezeu. Dumnezeu a acceptat. A spus s-a sfârșit și s-a sfârșit. Dumnezeu a fost satisfăcut. A rupt de a puteți să intrați în prezența mea. Puteți să veniți la mine. Nu trebuie să vă mai fie teamă. Dumnezeu, oamenii se tem de Dumnezeu. Oamenii se tem de Dumnezeu dacă o frică păcătoasă. Știu că sunt păcătoși. Și El ne cheamă acum să venim prin persoana Domnului Isus Hristos. Da? El intră înaintea noastră. Dacă nu ți-ai pus niciodată încrederea în Domnul Isus, trebuie să vii la El, să te rogi lui, să-ți mărturisești păcatele. Da? Și El îți va arăta când faci lucrul acesta. Dacă Când te uiți acolo la lucrarea pe care l-a făcut-o și vezi suferința pe care a avut-o pentru păcatele tale. Da? Vezi suferința pe care el a depus-o. Ce a trebuit să suporte el pentru păcatele omului. Când vezi lucrul acesta și Duhul sunt aplică asta sufletului tău și te mișcă și te transformă și vii cu pocăință, cu credință și spui, Doamne, n-am ce să adaug, n-am ce să aduc și dacă aș vrea, n-am în sticălos. Tot ce iasă din mine e poluat. Primesc ce ai făcut tu pentru mine, iertarea ta desăvârșită. Mântuirea ta în chip de săvârșit. Ăsta e primul lucru pe care trebuie, care trebuie să se întâmple în viața ta dacă nu l-ai cunoscut, dacă nu ți-ai pus încrederea niciodată în Hristos, da? Primul lucru este să vii sub sângele ispășirii, da? Să accepți jertfa Domnului Isus, să-ți pui încrederea în El. Și apoi al doilea lucru este, bineînțeles, să experimentezi lucrul ăsta în interior care este făcut de Dumnezeu și să lăți în exterior prin botez, da? Asta sunt cele două aspecte. Și apoi intri în casa lui Dumnezeu. Ești parte din poporul lui Dumnezeu. Un popor care este luminat de Dumnezeu, un popor care stă la masă cu Domnul Isus Hristos, care consumă din hrana lui Dumnezeu, și un popor care se închină lui Dumnezeu. Care se închină lui Dumnezeu. Totul în fața ispășirii realizate în mod desăvârșit. Lucru care ne aduce nouă liniște totdeauna. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să fie terorizați. Dacă te uiți astăzi, dacă te uiți astăzi la ceea ce se predică, la ceea ce se învață în multe locuri, este total opus la ce, la ce, a făcut Domnul Iisus Hristos. Total opus la ce se întâmpla în cortul întâlnirii. Total opus. Nu-i suficient ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu o să zică așa cu glas tare. Nimeni nu o să zică așa cu glas tare. Dar cam asta se întâmplă. Mulți sunt botezați fără să treacă pe sub, pe sub uh, ispășire, să fie iertați întâi, da? Intră, intră așa pe ocolite. Care cum îl apucă? Care cum îl apucă? Altul spune, ai fost iertat, dar stai, stai că Domnul Iisus s-a iertat numai o parte din păcate alea pe care le-ai făcut până la botez da? Și împartă și amestecă toate lucrurile și fac un talmeș balmeș. Nu mai înțelegi ce este acolo. Când lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, lucrarea răscumpărătoare, lucrarea mântuitoare este atât de clară. El s-a dus, a făcut o lucrare desăvârșită și acum suntem chemați să intrăm după El. Să intrăm în casa lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu, în cortul lui Dumnezeu, da? în prezența lui Dumnezeu și să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu. Dacă v-ați pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, dacă ați făcut lucrul ăsta, dacă sunteți mântuiți, dacă ați intrat pe sub sânge, da? dacă ați fost iertați de păcate, dacă ați fost născuți din nou, spălați pe dinăuntru, dacă v-ați botezat în apă, ați arătat lucrul ăsta exterior, da? dacă ați trecut prin fazele astea două și ați intrat în Biserica Domnului Iisus Hristos în adunare, chemarea lui Dumnezeu este să stăm în prezența lui Dumnezeu. Deci e intrare liberă în locul preasfânt. Nu neglijați lucrul ăsta. Nu neglijați adunarea. Nu ne grija lumina pe care o aduce Duhul Sfânt. De asta ne rugăm pentru lucrarea de iluminare. Acolo e lumina. Frați și ascultați-mă. În comunitatea credincioșilor este lumina, nu în lumea asta. Noi o să plecăm de aici înapoi în lume. Avem treabă prin afara cortului. Dumnezeu ne cheamă în adunare. Într-un anume sens, sunt întotdeauna în biserică, dar Dumnezeu ne cheamă împreună. Să venim din nou și din nou și din nou și din nou să ne aducem aminte ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. Ne cheamă să primim lumina. Te-ai dus în întuneric, vine înapoi la lumină în comunitatea credincioșilor, în adunare. Vino înapoi în adunare să fii hrănit. Ca afară, afară nu-i hrană spirituală. Satana și lumea asta nu o să te hrănească din punct de vedere spiritual. Poți să-ți dea o grămadă de oportunități, dar să o fii infometat. Acolo e sinucidere spirituală. Nu-i viață. Aici este viață, în prezența lui Dumnezeu. Hristos este pâinea vieții care ni se dă prin cuvântul lui. Ne hrănim cu el. Aici ni se arată înaintea ochilor noștri cine a Domnului nu se poate lua afară. Cine a Domnului nu pentru a lua acasă. Cina Domnului nu e pentru luat la unde vreți dumneavoastră, într-o organizație misionară, într-o organizație parabisericească, nicăieri. Cina Domnului este pentru adunare în interior. Aici Dumnezeu, înaintea ochilor noștri, pune lucrarea ispășitoare a Domnului Isus Hristos. Și spune clar, numai eu am făcut lucrarea mântuirii. Nu tu? Eu am făcut-o. Ce, tot ce consumi tu, hrana care te satisface, care te împlinește, care te bucură, este rezultatul jertfei Domnului Iisus Hristos. Numai aici. Numai aici ne putem închina lui Dumnezeu pe baza, pe temelia aceasta a ispășirii. E bine să te închine acasă. Închină-te acasă. Dar vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu așteaptă închinarea adunării sale. Poporului său răscumpărat. Asta vrea Dumnezeu. Iar noi nu ne putem permite să facem lucrul ăsta. Asta acceptă Dumnezeu, asta primește Dumnezeu, asta miroase Dumnezeu. Parfumul ăla, tămâia, închinării, asta miroase Dumnezeu plăcut. Îi place lui Dumnezeu. Folosesc un limbaj metaforic, dar înțelegeți ce vreau să zic, că nu e un fum fizic. asta îi place lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem importanța mântuirii noastre, importanța uh, celebrării, importanța consumării, importanța hrănirii spirituale în casa lui Dumnezeu și să apreciem lucrurile astea în mod corect. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute. Amin.